E gluma mea preferată asta, știi? Când intru live de fiecare dată vorbesc așa, nu se aude, nu se aude. Mi-a plăcut. Bine ați venit la Stax TV. Material podcast extra live în același timp, în direct și în reluare, cu Dicu. Salut, Dicule. Salut, Daniel. Așa la lint eu pe el, Dicu, că pentru că nu știu cum te cheamă, Dicule. Dan Diculescu. Dan Diculescu. Atenție. Deci mare accent pe C de la Dic. Ocazia asta ai aflat și de unde vine. Deci da, Dic. Efectiv, Dic Garaj de la Diculescu. Dic, dar glumele cu Dic le mai suporți? Adică... Da, sunt imun de când eram mic. Adică ai auzit toate glumele cu Dic? Absolut. Deci nu mai există nicio variantă. Nu cred. Am înțeles. Bun, nu, că nu am nicio variantă să ți-o spun, dar am făcut așa un intro ca să te simți confortabil aici pe terasă. Îți mulțumesc. Eu mă bucur că plouă, am aranjat toate lucrurile să fie așa, pentru că vom vorbi despre întreținerea mașinii de suflet, să zicem așa, cu materiale profesionale și cu materiale pentru amatori, să zic așa, pentru pasionați, pentru oameni care își pot aplica anumite tratamente de protecție, de întreținere, de înfrumusețare, de curățare acasă sau unde vor ei, în garajul lor propriu și personal. Sau la spălătoriile care permit chestia asta. Bun, și ca să începem și așa, eu aș propune să nu discutăm numai de mașinile de suflet, ci și de mașinile de folosite zi de zi. Până la urmă, okay. Marea majoritate le și folosesc, nu ca noi. Corect. Doar de corect. E o diferență între o mașină care iese din garaj în weekend sau la anumite evenimente, față de o mașină care duce greu familiei, ca să zic din așa, merge în fiecare de zi și așa mai departe. Iarnă, vară, primăvară, toamnă, după cum se vede afară. Bun, hai să începem cu astea de suflet, că noi pe astea suntem maxați și pe mașinile care merg în weekend la evenimente sau la plimbări. Cum ar trebui să întrețină un băiat de genul ăsta care și-a luat și el o mașină sau e nouă sau e second hand? Ce ar trebui să facă? Care sunt pașii? Așa? În primul și în primul rând, el trebuie să se decidă ce buget și ce timp are pentru respectiva mașină. Păi are timp, frate, că e licean, nu are nicio treabă. Ok, are la timp, licean. Are buget, are bani sau nu are bani? Are bani sau nu are bani? Păi nu are foarte mulți bani. Nu are foarte mulți bani. Majoritatea oamenilor, după cum și tu știi, că și tu vii la evenimente și așa ne-am cunoscut toți și suntem o mare familie, să zicem. Ai văzut că fac niște sacrificii pentru respectivele fac mașini. Fac niște sacrificii și nu sunt toți copii de bani gata care au, nu știu. Hai să luăm o situație cât se poate de general. Ai o mașină mai veche pe care omul a luat-o, a revopsit-o. A revopsit-o. Bun, deci aici e subiectul revopsire mașină. Dacă bon. Ai zis că n-are bani, mașina nu e nouă, deci clar că să poți să mergi pe la un eveniment trebuie să fie revopsită. Să arate frumos. Exact, a aranjat-o, i-a pus niște jante, e totul ok. Bun. Mai departe, la revopsire, dacă mașina a ieșit bine, știi foarte bine că tot trebuie să făcute după revopsit niște mici retuși. Că mai apar gunoaie, că au o scursură, că au mai rămas niște problemuțe. Un cheder gazat, un geam gazat, probleme. Atunci vine partea de detailing, să zicem. Atunci vine partea de detailing după revopsire. Okay. Care înseamnă? În primul și în primul rând trebuie așteptat. Asta nu se face la o săptămână, două, trei după revopsire. Pentru că lacul nu e uscat, pentru că trebuie să mai oricât de bine material ar fi făcută, exact, kitul trebuie să mai tragă, să bun, nu-ți apară contură. După cât timp trebuie după să se întâmple asta? Eu recomand, dacă avem de scos doar gunoaie punctual, minim de două, trei luni de zile. Dacă, 3 luni, să zicem, ca să fie safe. Dacă mergem pe varianta de wet stand, unde trebuie șlefuită toată caroseria, să-i scoți textura și toate cele, un minim de 6 luni, dar să treacă și vara peste ea. Adică ok, da, 6 luni, dar să treacă vara. Adică nu iarna. Exact, nu 6 luni de iarnă, exact. 6 luni de vară. Să fim sigur că e uscată, coacă bine de tot. Exact, bun. Să fim sigur că e uscată și că n-avem surprize. Bun. Unii așteaptă, unii preferă, cum știi foarte bine, după vopsit să imediat se apuce să șlefuiască, polish, se trezesc la prima spălare că reapar zgârieturi, lacul are un efect de memorie dacă e polișat cât e încă crud și atunci apar probleme. Care nu țin... Adică rezultatul este probabil unul imediat, este un rezultat bun. Adică bun pentru cine nu știe să-l verifice. Îți dau un exemplu, la două săptămâni după ce ai vopsit mașina, te-ai dus, ai polișat-o, tu o iei de acolo și zici, uite, domnule, ce bine arată, adică poți să mă contrazici, arată bine, dar este un efect pe termen scurt, nu lacurile pe termen lung. Lacurile tind să revină
la o formă inițială atunci când nu este uscat complet, mai ales după șlefuire. Se întâmplă și la un gâneas de pastăre, la o pată, o polișezi și dacă nu ai intrat suficient de mult după aia sau dacă nu ai încălzit suficient, te poți trezi că reapare. La fel de bine aia poate să dispară după o perioadă fără să-i faci poli sau fără să acționezi asupra ei. Se duce pur și simplu din datorită căldurii. Da. Da. Bun. Avem mașina pregătită. Am vopsit-o, am polișat-o, presupunem că e totul ok. Cât ne costă, că discutăm de un pachet de polișare de după vopsire. Acum, probabil că te costă în funcție de cât de multă muncă e. Să zicem că nu ai nevoie să șlefuim pe toate. Să șlefuiești pe toate, dar mașina are niște chedere murdare, eu știu, prin interior, praful clar, propriu zis, care se depune din urma vopsitoriei. Eu pot să-ți dau niște costuri la noi la atelier. Care la voi la atelier? Multă lume spune, domne, e scump. E, nu e scump. O să discutăm probabil și de chestia asta referitor la tarifele vis-a-vis de orele de manoperă. Până la urmă, așa trebuie calculat. Da. Hai să luăm partea de exterior. În primul rând, odată ce am făcut pregătirea asta, automat pregătirea după revopsire, trebuie aplicată și o protecție. Personal lucrăm doar cu protecțiile ceramice. Adică dacă vine mașina în atelier, pleacă cu protecție ceramică. Că e nouă, că e revopsită, că... Dar deci la orice operațiune efectuată exterioară, de... Exterioară, exact. Odată că se face toată mașina, deci nu facem doar, domne, polișează-mi trei elemente și restul las-o așa, că vreau să o vând sau că nu. Ori facem totul de la cap la coadă, ori mai bine să se ocupe altcineva de problemă. Pentru că dacă faci compromisuri, la final se întorc împotriva ta. Întotdeauna, da. Da, pentru că o să zic că, domne, dar aici n-ai putut să mai faci un pic, că îți mai lua 5 minute. Stai da, că... eu știu despre ce vorbești. Și oamenii atunci... întotdeauna vor mai mult, oamenii nu vor să plătească pentru acel mai mult. Mai bine le oferi totul. Dacă tu oferi un compromis, el va accepta compromisul oferit de tine, va face, va merge mai departe și când o să ajungă în gașca lui de prieteni care se întâlnesc vineri seara și o să zic, ce faci mai polișa jumătate de mașină, mărâtule? Sau nu, ți-a păi făcut așa mi-a ăla. Făcut ăla, mă. Da, el da, nu da. Zice că s-a dus și s-a milogit și a plătit 3 lei ca să-i facă jumătate. Nu, așa mi-a făcut ăla, nu știu ce să, nu știu, eu prost, ăla e prost. Asta se întâmplă și înțeleg ideea pentru care nu faci decât toată mașina. Exact, am mers pe pachetele complete. Bun. Să revenim la partea de exterior. Deci un pachet din ăsta de scos, gunoaie punctual, chedere, geamuri, ce e de făcut. Pachetul după vopsitorie. Pachetul după vopsitorie undeva, hai să luăm un seria 5, dar o mașină average, așa, da. Undeva la vreo 1400 de lei. Cu tot protecția ceramică inclusă, roțile se dau jos, se curăță și pe interior, se aplică și pe el. Okay. Asta în situația în care nu avem, să zicem, mai mult de 2-3 ore de polișare aia. Da. Adică de scos, să zicem, mașina e ok, e vopsit ok. Mașina e vopsit ok. Și da, nu avem e un dezastru. Dezastru cu mașina geamuri. Mașina este ok. Cu... Am înțeles. 1400 de lei în care intră și protecția ceramică. Exact, în care intră protecția ceramică pentru exterior. Hai să discutăm despre protecția ceramică. Ce faci? Vrei să zic ce zice lumea că face sau ce cred eu nu, că faci? Nu, vreau să-mi zici ce crezi tu că faci sau ce consideri tu că face, nu ce zice lumea. Eu consider că te ajută foarte mult în întreținerea curentă. Nu că te ajută așa cum unii preferă să promoveze, că nu se mai zgârie, că ține 100 de ani, că ține... Scuză-mă că te întrerup, am auzit. N-am auzit de la un detailer sau un garaj. Am auzit de la oameni. Domne, e cineva care la protecția ceramică îți dă garanție 10 ani sau ceva de genul ăsta și dacă se de la un găinaț de pasăre s-a atacat lacul sau s-a întâmplat, nu știu, s-a zgâriat, nu știu, niște condiții de genul ăsta, îți plătesc eu elementul de revopsire. O chestie, există așa ceva? Eu nu cred. Nici eu nu cred. Ideea e în felul următor, Daniel. Eu am purtat discuții pe tema asta cu diversi importatori de produse care preferă să dea niște garanții foarte mari pe niște produse similare cu cele pe care noi le folosim și cumva oferim o garanție de minim un an de zile. Ok. Dar ăsta e un termen rezonabil pentru că după un an de zile o mașină care e folosită oricum se va zgâria. N-are cum, da. Oricum, când ți-a căzut prima bucată de gheață de pe plafon, că ai dezăpezit-o cu măturica, că... Se întâmplă. Asta se, e imposibil să se întâmple. Asta se aplică la mașinile care și circulă. Ok, la o mașină cum e a mea sau a ta, garanție 100 de ani, lifetime. Da. E normal, da? Bun.
Din punctul meu de vedere, garanția asta, ei o dau doar la niște anumite factori mașini. Chimici. Nu doar la anumite mașini. Ei o dau împotriva unor factori chimici. Adică, ei spun, domne, ea chimic rezistă, că nu atacă nimic în anumite condiții. Dar problema se pune în felul următor. Importatorul oferă o garanție, un certificat, un. Eu, ca și detailer, vii la mine, îți iau, să zicem, 3-4-5 mii de lei pentru partea asta de protecție, îți dau o garanție de 7 ani, 9 ani, 10 ani, așa, da? Iar mai departe este problema mea. Importatorul nu-mi decontează nici produsul, tu dai garanția, nici tu manopera, ții garanția. Am înțeles. Și este vorba și de credibilitatea mea, pentru că dacă peste un an de zile clientul va veni și va fi mașina zgâriată din diverse motive, s-a dus la spălat și i-a pus dorel cărpa pe jos, sau a spălat-o la perii, da? Și s-a zgâriat. Atunci eu nu pot să-i spun, băi, mi-ai dat 1000 de euro pe protecție, mașina e zgâriată, iar ca să rezolvăm zgârieturile, trebuie să ți-o polișezi, să-i dau protecția jos, deci nu mai ai garanție. Da, din punctul meu de vedere, pe termen lung, chestia asta se va întoarce împotriva unora. Pentru că e imposibil ca o mașină care circulă să nu capete zgârieturi, să nu se contamineze. Orice protecție îi dau. Orice îi dau. Mai apare o problemă. Peste protecție se depune mizerie. Dacă ea nu e spălată corect, însemnând cu șampon, cu burete... Un șampon special, un burete special... Nu neapărat un șampon special, un șampon, orice șampon care să asigure lubrifiere este ok, sau e mult mai ok decât spuma activă, care de fapt e o spumă de prespălare folosită foarte concentrat, ca să curețe odată cu mizeria și tot ce înseamnă elemente exterioare... Nu, din fericire, tot ce înseamnă protecție ceramică nu este atacată de niciun fel de solvent. Nu. Gândește-te că la o oră după aplicare poți să vii cu nitrodiluant pe ea și nu o mai iei, doar prin abraziune. Deci asta e valabilă și la protecțiile mai low cost și la protecțiile mai scumpe. Cele mai scumpe. Da, eu nu neg faptul că, probabil, nu știu, eu nu am un feedback... Să zic că am aplicat o protecție scumpă față de una ieftină și să vedem peste 2-3 ani de zile cum se comportă. Da, tot ce se dau garanțiile astea sunt date pe niște informații date de producători, înțelegi? Corect, mergi pe mâna lor. Sau niște teste de laborator. Mergi pe mâna lor, pe testele lor, tu nu le-ai făcut pe ale tale ca să vezi. Ca idee, capota de la Passatul meu, mașina daily, are 6 protecții date... Tocmai ca să vedem așa, la o mașină neglijată. Da. Și ai observat ceva până acum? După 3-4 luni de zile, nicio diferență. Absolut nimic. Absolut nimic. După 3-4 luni de zile. Dar toate sunt ok. Adică toate sunt așa cum bun, deci în pachetul ăsta de 1400 de lei, că ne întoarcem, de după vopsitorie, intră și o protecție ceramică. Nu cea mai bună, nu cea mai ieftină, o protecție ceramică. Scuze-mă o secundă, fac o paranteză. Eu nu neg faptul că astea care sunt foarte scumpe, e posibil să aibă o durabilitate mai mare. Nu ne chestia asta, dar în practică eu prefer ca să informez clientul că odată la un an de zile îi facem un refresh și ajungem pe o perioadă de 3 ani de zile, să zicem, la aceleași costuri cu cel care i-o face acum și îi promite că va rezista 5 ani sau 3 ani sau 4 ani sau 10 ani. Poate să reziste, nu e nicio problemă, dar ăsta este felul meu de a lucra și eu cred că e mai fair play față de client. Și în primul rând față de mine. Bun, zine de asta de 1400 de lei. Da. După ce ți-am plătit banii și tu ai făcut toată chestia asta și s-a... Era vorba doar de partea de exterior. Exterior, da. 1400 de lei doar exterior. Lasă praful la interior, aia era cu altă discuție. O discuție separată. Deci discuția despre exterior și întreținere, în 1400 de lei mi-ai dat cu protecția asta ceramică, ce facem după aia? Că aici mă interesează. Ce facem după aia? Da. Se poate spăla... La fel ca orice altă mașină, poți te duci la Dorel, spumă, cu ce de el acolo, și da? Așa cu ce de el acolo. Avantajul va fi că ea se va curăța mai repede, se va usca mai repede, mai ales dacă ai la dispoziție un jet de aer. Vezi că lateralele mașinii sunt uscate. Da. Și dacă ridic capota, o să curgă toată apa de pe ea. Efectul ăsta are și mizeria, efectul ăsta are și atunci când mergi pe ploaie. Corect. Adică la o mașină care este afară... Cum e tratamentul de parbriz, de exemplu. Exact. O să observi că de la ploaie mașina va fi mai curată. Da. Sau că mergi cu ea pe ploaie și în afară de zonele alea unde ți aruncă roțile mizeria de pe jos, ea se curăță. Problema la spălatul doar jet și spumă este că dacă mașina e cu adevărat murdară, adică nu doar prăfuită sau nu ești nebun și o speli la 2 zile, cum mai sunt situații,
și tratamentul ceramic începe să se contamineze, cum numim noi. Adică este o mizerie care se depune și se depune pe suprafața lui, nu neapărat că intră în stradă, dar îi diminuează foarte mult efectul hidrofob, de efectul ăsta de autocurățare, să zicem așa, în termen mai popular. Autocurățare. Da. Și atunci am mai întâlnit situația asta, zice, domne, am tratamentul pe mașină de 2 luni, de 3 luni de zile și nu-și mai face efect. Și în momentul în care vii și dai cu mâna pe caroserie, o vezi că în loc să fie lină, lucioasă, ea e... Se simte abrazivă. Se simte abrazivă, știi? Și atunci există varianta în care poate să revină la noi sau la orice alt atelier, se face o decontaminare cu argilă sau chimică, există soluții speciale pentru așa ceva, împotriva bitumului, împotriva, nu știu, sevei de pom, da? Vopsea, și tratamentul atunci îl cureți și el revine la normal, ce era normal, așa, da. Bun. Referitor la zgârieturi, te protejează împotriva zgârieturilor foarte fine, pe care le cauzezi în general la ștergere sau nu știu, uite cum a fost evenimentul vostru de acum 2 săptămâni, da? Că am șters mașina de praf sau că am șters-o după ploaie, da? Dacă fără ceramic apăreau niște zgârieturi foarte, foarte fine pe caroserie, indiferent cu ce ștergeai, cu orice cu el nu mai apar. Pânza de păianjen, să zicem, apărea pânza aia de păianjen. Pânza de păianjen deja e o zgârietură un pic mai profundă, știi? Adică, da, să zicem, în practică, eu nu cred că te protejează de cârpa aia de spălătorie pusă pe jos, umplută cu nisip, că așa se spală, cu care șterge roțile și după aia vine și șterge caroserie. Deci, garantat, indiferent ce tratament ar fi pe ea, dacă nu e spălată corect, o va zgâria. Bun. Da? Varianta cea mai la îndemână ar fi să-și cumpere niște microfibre de uscare, niște prosoape, că sunt mari, că sunt mici, că sunt pufoase, că sunt... Cum sunt ele? Cum îi place lui să fie. Dar oricare dintre ele este mai bun decât pielea de căprioară. M-a deci picat, ești aia nebun? Este... Da. Da, mai, deci pielea de căprioară e moartă? Pielea de căprioară este moartă. Deci nu există, nu vă luați, aruncați toate pieile de căprioară. Aveți piele de căprioară? Garantat, toată lumea are. Tu ai 100% piele de căprioară. Nu, că lui am dat eu un prosop. Cadou, te țin. Așa zi, deci pielea de căprioară, uite, e un lucru bun. Orice particulă de praf, de nisip rămâne pe suprafață, da? Tu când vii cu pielea de căprioară, e ca și cum ai face un șmirgher. Bun. Da? Dacă ai o microfibră, mizeria intră în fibrele de la prosop. Val, dracu, și șmecherul prosopul ăsta. Da. Întrebare de 100 de puncte, dicule. De ce se murdăresc prosoapele dacă eu mă șterg de fiecare dată când ies din duș curat? Că nu ești curat. Deci nu mă spăl bine, a? Nu mă spăl bine, am înțeles. Nu te spăl bine. Trebuie să fac un detailing la duș. Același lucru se întâmplă și la mașină. Da. Ea dacă e spălată corect, prosopul după ce ai șters-o, îl pui la uscat și poți să refolosești. Okay. Adică nu trebuie neapărat spălată microfibra după fiecare spălare a mașinii. Pentru că teoretic de-aia o speli să iei mizeria, nu o iei pe urmă la șters, lucru care se întâmplă la spălat. Bun. Altă cârpă pentru roți, clar, adică nu ștergi, nu ștergi caroseria cu aceeași cârpă care și roțile. Da? Okay. Mai departe, asta a fost varianta simplă, te duci la dore la spumă. Varianta puțin mai elaborată, să zic așa, este cea two buckets sau metoda celor două găleți, dar pe care noi preferăm să o adaptăm puțin. Adică te duci ori la o spălătorie self-wash, ori la tine acasă, ori la orice altă spălătorie, da? Ai varianta să te folosești de apa caldă de la ei ca și prespălare sau de spuma lor de spălare ca o spumă de prespălare pe care ai dat-o pe caroserie, o lași foarte puțin, i-ai dat jet ca să curești grosul mizeriei și apoi vii cu un vermorel. Eu prefer să nu folosesc găleata. Mi se pare mult mai simplu să ai un vermorel din acela în care faci presiune cu șampon. Fiecare element în parte, începi întotdeauna cu plafonul de sus, de în, sus jos, în jos, dai da? Cam de 3 ori turul mașinii, adică plafonul și geamurile, zona de la bandouri în sus și ultima oară partea de jos, de sub bandouri și bările. Mare atenție la capotă. Mare atenție dacă nu aveți bandouri. Mare atenție dacă nu aveți bandouri. Așa, bun. Mare atenție la capotă, pentru că, normal, ea este caldă când ajungi la spălătorie. Întotdeauna
și spuma de prespălare o dai ultima oară pe capotă, o clătești prima oară. Șamponul la fel. Ultima oară vii și șamponezi capota, o clătești prima oară, la uscat același lucru. Trebuie să evităm să se usuce soluțiile pe ea. Da, și apa trebuie la fel, să o ștergem, să nu se usuce pe ea. Am luat-o la burete pe toată, am spălat-o. Roțile la fel, ar fi bine să avem un alt fel de burete pentru roți și unul din ăla de gen de spălat pe corp, dar bine, nu cu partea abrazivă. E ok pentru roți. Sau... Ai văzut mașini polișate cu buretele? Adică ți-a venit vreo mașină spălată de o gospodină? Am avut un BMW acum vreo 3 ani de zile, nu, 2 ani, un seria 5, un F10, pe care îl spăla băiatul care avea grijă de grădină în curte cu buretele, cu apă din puți. Am polișat la el, fără niciun fel de exagerare, la partea de abraziv vreo 40 de ore. Deci 4 zile mi-a luat eu singurele, asta pe vremea când eram singur fără echipă, să fac corecția la un BMW negru. Deci era sub orice critică, bine, și tehnicile de atunci erau mult mai slabe față de acum. Vă rugați, fetele, soțiile, prietenele sau iubitele să vă spele mașini. Niciodată. Eu vă spun. Și nu folosiți CIF. Pentru că vor folosi soluții din bucătărie și vor folosi partea abrazivă a buretelui. Treaba voastră, eu vă spun. Dacă ați făcut asta, voi sunteți vinovați 100%. Femeile n-au nicio vină. Puteți să le bateți așa, că le bateți, dar nu. Asta nu are nicio legătură cu spălatul mașinii. Bun. Deci, așa. Ai spălat, ai șters, am rămas spălat, la roți. Am spălat și roțile, îi dăm din nou un jet și o clătim. Deci ai consumat 3 fise, Dicule, nu știu ce să zic, arunci cu banii. Păi, da, mă, dar 3 bun. Fise. Bun, 3 acum... fise, deci să nu discutăm. Da. 3 fise, mie nu-mi spui. 3 cap, Dragnea. 3 ani jumate. Doamne ajută. Bun, mulți ani. Zi. Așa. Deci, am consumat 3 fise, mai dai un jet după ce ai mai spălat roțile și așa. Îi dăm un jet după ce am spălat-o pe toată. Cu clătire. O ceară? Ai văzut că au ceară aia? Bași ceară, da? Impropriu spus ceară, ăla e un agent de uscare. Ceară. Practic pe mașină nu rămâne nimic. Dacă mașina are deja o protecție pe ea, nu îi dai cu nimic. Nu cu ceară, o clătești, pur și simplu. Bun. Dacă n-are nicio protecție pe ea, poți să dai cu ce vrei, că oricum pe mine mă interesează. Adică... Noi vorbim de o mașină care are protecție și când trebuie întreținută după ce ai făcut operațiunea. La fel de bine, tot ceea ce am discutat până acum se poate aplica și la o mașină pe care omul și-a ceruit-o acasă sau căreia i-a aplicat un spray sealant, care e varianta cea mai la îndemână și din punctul meu de vedere e ușor de folosit. Nu recomand să se apuce acasă să aplice ceramice, pentru că este foarte simplu să-ți rămână urme, e foarte simplu să nu faci pregătirea în mod corect și singura modalitate de a le remedia este prin polișat. Adică și protecția asta ceramică trebuie... Trebuie aplicată odată cu o pregătire adecvată, într-un mediu adecvat, trebuie o temperatură, să nu fie cald, să nu fie soare, să nu fie praf. Bănuiesc. Exact, mai pentru important. Că o aplici și când vii să o ștergi, se aplică o anumită presiune pe lavete și atunci și noi, profesioniști fiind, mai creăm zgârieturi pe suprafață. Dacă lacul este din ăla foarte moale, gen cum este de Honda, când vii și ștergi protecția, se pot crea niște microzgârieturi. Deci riscul ăsta există și la noi. Acasă, cu atât mai mult, da, nu ai astfel nu de e mediu. Dar un spray sealant, sunt o grămadă pe piață, rezistă câteva luni de zile sau luni de zile. Asta contează foarte mult de numărul de spălări. De da, și de utilizarea mașinii. Exact, așa. Bun. Am spălat-o. Dacă avem la dispoziție aer comprimat, e bine să o suflăm. N-avem, eu n-am văzut metoda pe care noi o folosim de mult timp este cu o suflantă din aceea electrică de dat frunzele, da, care are un debit foarte mare, costă 250-300 de lei. Eu am clienți care și-au cumpărat așa ceva pentru ei. Cum este să te duci la self-wash după ce te înjură aia că ai mai luat-o la găleată odată Da, și ai venit tu cu vermonelul? Păi stai mă, eu am băgat mașina la jet, i-am dat cu apă. Așa. După aia tu vii și zici, dai și o spumă, dau și o spumă, că fisa-i fisă oricum. Așa. E dat și fisă. După aia zici, stai așa, clătește, ce fisa-i fisă, tot aia e. Și după aia zici, iei vermonelul, dai tu cu soluție. După ce dai cu soluție, ți-i găleată. Nu, scot mașina. Păi, fane, stai că scot mașina. Scoți mașina,
dai la găletușă, pa 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 pa, după aia stai. Ui, bai, 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 intru eu după fane. Nu, rămâi acolo, te înjură aici, nebun, eu spun. Deci, dacă scoți din portbagaj o daia de dat frunzele aici, prost, poți să zică lumea că e nebunit. Așa zic. Depinde unde te duci. La spălătorie. Sunt și self-wash-uri care sunt mai legere, sunt și sunt ore la care la poți noaptea, să mergi da. Noaptea. Uh-huh, uh-huh. Este, de exemplu, pe Fundeniu un rompetrol cu o boxă unde tu plătești gen jetul și mai departe nu pe te... oră? Plătești pe oră? Nu, nu plătești pe oră, plătești gen spălare. Înțelegi? Dar e un pic alt regim acolo, mergeam și eu și încă am mai mers și după ce am deschis garajul, că mi-era mai comod să fac mizerie la altul decât la mine, știi? Corect. Și acum eu mai merg la self-wash. Da. Înțelegi? Fără nicio problemă. Bun, deci o sufli. O suflăm, dacă ce se poate, dar ai fi surprins. Și suflai, dacă deci, vreți. Treaba cu luatul la burete, șamponatul mașinii, poate să dureze la mă, fel de mult sau la fel de puțin ca și cum i-ai da un sunt jet. Sunt de acord cu tine, dar dacă sunt 7 taximetriști în spate păi care nu te dai, duci acolo. Bă, te mărțitez. Nu te duci acolo sau... Ce de acolo ai luat? Ai BMW-ul, ce auzi? Ai? Mergi brigadă ai și gata. Mergi brigadă, e poți smardoială. Poți smardoială. Vă duceți dacă v-ați făcut pe 14 milioane, pă, doar pe smardoială, altfel Dicu nu face. Atât. Bun, deci bun. Te-ai dus, ai spălat, ai suflat. O uscăm. Ai suflat-o. Ai suflat. Ai suflat. După aia o ștergi. Dacă ai o protecție pe ea, 99% din apă o dai jos din suflat. Bun. Mai ștergi. Nu mai trebuie să o ștergi? O să nu mai ștergi. Sunt situații în care nu o mai ștergi, pur și simplu. Cum e acum, dacă ridici capota, de exemplu, o să vezi că toată apa cade de pe ea. Am înțeles. Și iară și asta e o variantă. Ridici capota, ridici portbagajul, deschizi ușile. Pleci cu ea, mă, îi trage. A, ta, 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 și să știi că am făcut și chestia asta. Mă duceam, dădeam o tură, mă întorceam și o ștergeam. Acum am terminat cu varianta de după vopsire, spălare pentru mașini. Hai bun. Să discutăm mai pe scurt și mai concis despre o mașină care merge zi de zi. Da. Omul nu o spală, o spală odată la două săptămâni. Da. Se duce la spălătorie, la perii, la nu știu ce. Da. Ce trebuie să facă omul? Cum trebuie să facă? Ce trebuie să facă? Ca să și întrețină mașina. Și auto mașină nouă, păi, de exemplu. Dar el știe că nu este un om care e de ăsta super obsedat cu curățenia, nu merge la spălătorie de două ori pe săptămână. Sincer să fiu, la mine, cred că 80% dintre clienți, asta ăștia sunt. Adică este o categorie de oameni care au bani, dar nu are timp să își permit mașini mașina, foarte da? Bune, exact, da. Dar nu au timp. Corect. Aici reveni la discuția cu ceramicele. Din ce motiv? Pe aceleași produse noi preferăm să spunem că garanția e doar de un an de zile pentru că oamenii nu au timp să o, să o întrețină așa cum ar trebui. Varianta ar fi, odată există niște pachete de protecție și pentru mașină nouă, începând de la vestita ceramică, un tratament de geamuri care te ajută să protejezi și parbrizul de zgârieturi de la 60 la oră, nu știu dacă ai avut pe mai mașina personală luneta, așa ceva. Mai ales luneta, ești nebun. Luneta este un dezastru, frate, că pentru că plouă și tot timpul când plouă și tu mergi cu mașina, aduni toate mizerile pe toată lunetă mizeria. Și când bagi în mașină, el pornește la și l-auzi și gata, mori. Și pe parbriz se întâmplă același lucru. Când mergi la drum, la mizerii, de la 60-70 la oră, cu un tratament de geamuri, nu mai dai drumul la ștergătoare. Apa zboară, apa zboară singurică, iar te ajută și la degivrare, că o mașină care circulă în circulă condiții reale, condiții. Da, trebuie corect. Și degivrată. Și atunci gheața nu mai face... Nu se mai lipește atât de tare. Exact. Nu mai face, nu mai face priză atât de tare pe... Nu se mai lipește atât de tare. Asta e valabil și la geamurile laterale. Că iar ai o problemă la cupeuri la care iarna corect, vrei să deschizi, nu poți. Geamul coboară corect. Și te trezești că bun. S-a spart. Zi-mi de tratamentul ăsta pentru leneș. Tratamentul pentru leneș. Odată, ceramica pe caroserie, o folie de protecție pe faruri, okay. Obligatoriu, tratamentul de geamuri. Există și varianta înfolierii. Mașinii complete. Ori complete, ori doar partea frontală. Din moda, de fapt moda, cam ăsta e trendul către cei care își permit să înfolieze. Noi am înfoliat în urmă cu vreo 2 ani de zile. Am renunțat, însă revenim de anul ăsta pentru că au apărut niște materiale mult mai ok. Ceea ce era disponibil acum câțiva ani de zile, din punctul meu de vedere, stricau prea mult aspectul mașinii încât să, am eu pe plafon, să se justifice. Da? Însă acum au apărut niște materiale mai noi care nu strică atât de mult sau strică, dar foarte puțin aspectul mașinii. Rezistă mai bine la muște, la contaminanții ăștia externi decât cele vechi. Te ajută la pietricele, în primul rând folia. Deci asta e. Și o poți spăla la perii.
e și ăsta un avantaj, există materiale acum care la zgârieturile astea superficiale au un efect de self-healing, știi? Eu mă uit aici la noi, să știi, vreau să văd dacă sunt întrebări. Eu nu recomand oricum ar fi spălatul la peri, la cele automate. Pentru că mai ales acelea care sunt dedicate curățării roților, dar care de fapt vin și izrașitate de toată laterala mașinii, sunt foarte, foarte, foarte abrazive și se încarcă cu mizerie sau mașina ajunge la ele cu mizerie pe suprafață și atunci asta e cea mai mare problemă. Dacă te uiți la un can de jos, o să vezi că toate mașinile care sunt spălate la peri sau cele care vin din afară, acolo sunt terminate. Sunt terminate. Bun. Există câteva spălătorii puțin mai deștepte în oraș, mai ales în zona Floreasca, Băneasa, așa, care au? Care au și niște soluții mai bune, unde dacă te duci cu microfibra ta de acasă nu se uită urât, unde au niște sisteme automate de spălat și de uscat, care nu sunt 100% bune, să zic, dar sunt oricum e rău cel mai mic. Adică nici alea nu curăță ca și cum ai curățat tu manual. Însă e un raport bun de timing, știi, de timp. Nu durează foarte mult. Da. Așa, dar bine, nu costă 10 lei, costă 50 de lei un exterior. Ca orice lucru mai calitativ, dar, e mai scump, e normal. Dar da, e mai scump. Varianta ar fi pentru genul ăsta de oameni care nu au timp, făcut un refresh anual. Și noi avem clienți care la 3 luni de zile, la 6 luni de zile vin la noi pentru întreținere. Preferă la spălătorie doar să aspire mașina sau pur și simplu să nu facă nimic, să evite zgârierea trimurilor, să evite că se urcă. Mie îmi place, scuză-mă că te rup, când mă duc cu mașina la spălătorie cu Silvia, mă luat spălătorie, vin și dacă cumva mă încumet să fac interiorul, se urcă așa pe scaune cu genunchii, se bagă în... Deci da, asta e foarte periculos. Așa mă simt, că... când ștergi interiorul, bagă așa cuțite în cap, în ochi, se bagă în spate, pentru roll cage. În toate scaunele de la mașinile moderne, nu cum sunt ale noastre de acum 500 de ani, există niște plase de prezență pasager, există niște plase de încălzire care în momentul în care pui presiune mare cu genunchiul singur se rup, cum, da. Se rup. Iar încălzește scaunul. Felul în care aspiră, pune aspiratorul, furtunul se freacă de pragul mașinii. Se zgârie, corect. Și zgârie. Vine cu aspiratorul și ți aspiră pielea fără să aibă nimic pus pe capătul de zgârie. Plastic. Și zgârie. Mașinile noi, toate au display-uri, toate au trimuri. Care toate au piano black. Au piano black. Polișezi interioare de mașini? Da, polișez, întotdeauna. Întotdeauna polișăm. Problema nu este la trimurile care pot fi polișate, problema este în special la ceasurile de bord sau la display-urile care au un strat anti-glaring peste. Pentru că și ăla teoretic se poate polișa, dar se îndepărtează. Apoi trebuie să montezi o folie de protecție ca să nu-ți reflecte lumina solară și e o soluție pe care personal prefer să nu aplic. Să nu o faci. Bun, da. Cât ne-ar costa, că trecem de timpul emisiunii, cât ne-ar costa pentru o mașină de genul ăsta, o mașină de leneș, da, o mașină nouă sau o mașină second hand, da, care a urmat procesul de a deveni nouă, ca să zicem așa, da, în cazul exterior, în aspectul vopselei, cât ar costa pe an ca eu să știu că, bă, eu nu o spăl atât de des, o spăl la două săptămâni, ok, nu o spăl la perii, am grijă, îmi iau o cârpă de asta, le dau la aia, ia, bă, șterge cu asta că te sparg, nu faceți interiorul, da, că n-are, da, rost, da, îl, da, fac eu odată la o lună. Asta e situația average. Hai să, da, luăm așa. În primul și în primul rând, dacă mașina este nouă, un pachet din ăsta de protecție pentru mașină nouă variază undeva între 1500-1600 de lei și 2000 de lei. La 2000 de lei, deja îți dau un exemplu, la un S-Class nou, se aplică și o protecție pentru piele, împotriva transferului de culoare de la blugi. Blugi. Ai văzut că, corect, sunt situații în care nu-l mai poți scoate de acolo, okay, pentru că se imprimă atât de rău. Intră în textura pielii, atât de adânc încât nu mai poți să-l scoți. Trebuie revopsit. Okay. Se aplică o protecție inclusiv pe trimurile interioare, pe vestitele piano black, se aplică protecția la exterior, folia de faruri și ce extra mai dorește client. La doar 2000 de lei. Mi se pare, da, ieftin. Și durează o zi. Și asta e pe un an. Am zis că o să discutăm. Nu, stai un pic. Asta este mașina nouă, da? Mașina mai nouă pentru un, bun, an de zile. Prima, bun, întreținere, așa, o, da, putem programa la, să zicem, la 6 luni de zile. Tu zici, da? Da. Avem clienți pe care îi reprogramăm din 3 în 3 luni, din 6 în 6 luni, în funcție fiecare de cum în funcție folosește de buget mașina, da, și în funcție de timp.
Da, okay. Asta durează o zi, costă cam 5-600 de lei întreținerea, okay. Care înseamnă spălatul corect pe afară, adică tu bachet, curățate jantele corect, toate cele, verificat exteriorul dacă s-a mai apărut vreo zgârietură, vreo corecție locală de făcut, e inclus în pachet, dar nu se vină cu o zgârietură de cheie, aia e altă discuție, da? Corect. Interiorul se aspiră din nou foarte bine, se curăță de praf, mizerie, da. Se curăță scaune, volan, se reaplică protecția pentru piele, se spală preșurile, se spală tot ce e de spălat, dar nu mai demontăm interiorul, nu polișăm trimurile, nu spălăm ochetele. Deci, întreținere. Am ceea înțeles. Ce înțelegem prin întreținere. 5-600, deci 2000 cu 5-600, să zic că vii de două ori pe an la întreținerea, da. Asta ar fi, da? Vreo 3200 de lei. 3200 de lei care... pe an. Într-un, da? An de zile ai o mașină pe care o muncești și să zicem că ai o garanție că la sfârșitul anului mașina ta va arăta cum arăta ea când era nouă. Va arăta cât de aproape cât de bine se poate. Da, da, corect. Cu după dura... ce am plinit un an, da, avem varianta de refresh, să zic așa, da? În care exteriorul se polișează, dar dacă e o mașină întreținută corect, una e să-i facem o corecție one step, să zicem, da? Să eliminăm zgârieturile superficiale care au reapărut, reaplicăm protecția. Chestia asta costă undeva în jur de 2000 de lei, pentru că o și polișăm. Păi, la fiecare an dai 2000 plus 500, exact. Ori 2, deci 3000, exact. Pe an. Exact. Și tu ai mașina în fiecare an, exact. Țiplă. Cam pe aici pe undeva 3000. Ajunge. Da. Dacă vorbim de o mașină care are deja 2-3 ani de zile și trebuie să-i facem un pachet complet de... Să-i bat pe ea. Nu mai ține. De legia, da. Așa. Vin și vă bat imediat. Cine calcă pe cutia aia, are de la mine o castan. Oricine ar fi el. Mai calcă, te rog eu. Dacă vorbim de o mașină care are castana deja... oricum e, nu mai contează. Deja o vechime, trebuie făcut un pachet de detailing exterior, care înseamnă, pe lângă polișul, corecția lacului, înseamnă și mici retușuri cu vopsea la culoare la noi, adică tot ce înseamnă ciobituri pe un can de ușă, parte frontală, dar nu revopsiri de elemente. Nu revopsești. Touch-up-uri. Așa, înseamnă lustruire la tot ce înseamnă crom, înseamnă curățarea jantelor date jos, curățat plumb, etc. Înseamnă protecția ceramică, așa. Ce mai înseamnă? Da, asta ar fi exteriorul. Pentru interior, la fel, se demontează 99% dintre cazuri scaunele, banchetele. Aici are o discuție, domne, de ce demontați? Pentru că altfel nu putem. Așa vreau pentru eu, pentru că da, nu ai acces. Mine. Vrei bine, nu vrei, exact, du-te la unul, exact. Care nu demontează. Nu ai care... acces să, da, curești tot. Scaune. Da. Când te-a pus să curești scaunele, stropești toată mașina, se lucrează asta mult mai este ok modul cu de interiorul lucru. Demontat. Odată demontat interiorul, se polișează trimurile, se aplică și pe piele sau pe textil, depinde o variantă de protecție, se polișează pragurile interioare, deja nu ne mai înțelegem. Îți dai seama. Așa, bun. Așa. Deci tot ce ține de interior. Exteriorul pentru un seria 5 pachete undeva în jur de 2400-2500 de lei, pentru interior în jur de 1200-1300 de lei, care include și trimurile, însă nu include reparațiile pentru piele. Asta e cu totul altă discuție de partea de restaurare. Că am terminat cu partea cu 3000 pe an și așa. Da. Practic în jur de 4000 de lei. E un pachet poți complet. Poți să salvezi elementele cromate din jurul geamurilor la mașinile astea noi care se albesc? Nu. Nu poți să le salvezi. Pentru că nu sunt cromate. Bun. Este deci, un plastic, nu știu cum, da. Nu contează. Bun. Da. Asta unul la mână și mai vreau să te întreb ceva. Le poți ceva. Diminua albeața aia, le poți diminua și le poți proteja dacă sunt noi și aplicăm o protecție pe ele de noi. Da, le putem proteja, dar să le resuscităm nu. Nu, deci nu se mai poate. Și mai vreau să te întreb ceva, dar uite că mi-a plecat ideea, tot așa legat de... la tine la garaj acolo eram, că mi-ai spus de chestia asta, voi faceți tot ceea ce ține de detailing, adică vreau ca să înțeleagă oamenii că nu, detailing-ul nu înseamnă doar polișarea exteriorului și acum mai nou chestia asta cu ceramica sau curățarea interiorului, ține de faptul că tu aduci o mașină acolo într-o stare și voi faceți tot posibilul ca mașina să fie recondiționată la toate capitolele. Nimic nu e prea mult. Da, din deci punctul meu de vedere, asta vopsea, înseamnă detailing. Vopsea, chedere, curățate, exact, jante, balamale de uși, balamale, inclusiv vopsire, răzuitoarele pe unde iese geamul, absolut ce tot mai vrea ce să clarific, pe mașină. Ce aș mai vrea să clarific cu oamenii este că la partea asta de detailing, tu faci mașina să arate bine, dar nu o faci să arate bine forever.
Adică dacă tu faci niște retușuri și dai niște soluții de cauciuc, de exemplu, pentru chiedere, pentru a le reînnoi pe cauciucurile roților, pe jante, pe nu știu ce, asta nu înseamnă că gata, mă, mașina aia are cauciucuri noi, are chiedere noi, nu, normal, arată ca nu noi, soluție permanentă, arată ca noi, dar nu este permanent. Dar noi dăm un moment zero, că da, da, m-am mai întâlnit cu întrebarea, domne, cât ține polișul pe mașină? Polișul în popor e înțeles ca fiind ceea ce făceau ăștia la spălătorie, în care veneau cu o pastă ceară care umplea zgârieturile, da, știi? Aceea este un filler, de fapt. Și după două spălări reapar zgârieturile. Zice, domne, s-a dus polișul. Nu. Corecția de lac pe care o facem și noi și o fac și alte ateliere sau mai toate atelierele care se respectă, înseamnă că se intră în grosimea lacului. Cu șmirghel. Nu cu șmirghel. Cu padurile abrazive. Dar se intră, dacă este făcut corect, pe măsturatele undeva la 2-3-4 microni la o mașină foarte zgâriată, dintr-un strat care poate să varieze între 30-40 de microni și chiar 60-70 de microni. Se poate face de nenumărate ori polișarea dacă este făcută în mod corect, ținându-se cont de canturi, de zonele mai sensibile. Sau dacă nu încerci să intri cu o mașină atât de polișat pe o buză mică pentru că tu pe aia o ai. Și de asta, pentru fiecare operațiune, e o mașină dedicată pentru chestia asta. Scule, multe scule. Exact, foarte multe scule. Și niciodată nu-s prea mult. Adică... Întotdeauna mai e ceva. Întotdeauna mai e loc de mai bine cu sculele. Da, asta referitor la întrebarea cu polișul, dacă dăunează sau nu dăunează. Ne-am lovit de multe ori cu problema mașinilor noi. E un strat din lac. Asta face. În multele straturi de lac, iei unul pe care îl scoți. Nu iei un strat de lac, că practic tu ai un singur strat de lac, îi diminuezi grosimea, pui, dar foarte, da, foarte, foarte puțin. Da. Dacă pui într-o 100 de straturi, 100 de microni, să zicem, da, iei 3, deci da, da, un absolut strat super subțin. Polișul asta înseamnă polișezi prin frecare, iei de următoarea problemă. Este mașina nouă și clientul spune, domnule, eu nu vreau să-mi pui polișul pe ea. Până când ajunge la atelier și vezi că și pe mașinile noi și pe mașinile noi foarte scumpe, polișul face parte defecte. Din boxerie. Sunt defecte pentru că și roboții mai scot cât un gunoi și ei vin și șlefuiesc, dar nu corectează suficient de bine, oricât de greu ar suna, dar și pe Mercedes, pe Bentley, pe Porsche, pe orice mașină am găsit defecte. Holograme și defecte de polișare la interior, la trimurile exterioare, la... Nu există să nu fie. E într-o fel e normal. Da, nu dăunează. Deci faptul că noi înainte să aplicăm o protecție pregătind suprafața nu este un lucru dăunător. Asta ca o mică paranteză așa, să nu se mai sperie lumea de poliș, că nu înseamnă că le cade boxeaua de pe asta mașină. Atât timp cât apelează la un atelier cum să zic, nu autorizat, că sună urât autorizat. Un atelier de... Un atelier care se respectă sau un atelier care aici, prestează un serviciu de calitate. Aici oamenii trebuie să-și dea seama singuri, da, din momentul în care ajung acolo, despre foarte, cum arată, cum vorbesc cu oamenii, câtă încredere îți dau, exact, în funcție de, și de cât costă. Am terminat, am crezut că s-a plictisit Dobrescu și a plecat, dar e ok, e aici. Hai să revenim la cât costă. Pentru da, că în cazul meu umblă, să zicem așa, vorba că este scump. Da? Am înțeles. Bun. La un calcul foarte simplu, am ajuns la concluzia că o mașină costă 4.000 de lei în seria 5. 3.000 da? Pe an. Nu, 3.000 pe an dacă am plecat de la o mașină nouă. Da. Ca să-i dăm un moment zero, te costă 4.000 de lei. Okay. Interior, exterior, motori, faruri, protecția ceramică. Full option. Full option, să zicem așa. Da? Bun. Ăștia 4.000 de lei se traduc în vreo 100 de ore de muncă, dacă nu mai bine. Da? Ok. Dacă facem un calcul simplu, 100 de ore de muncă, noi facem două mașini pe săptămână și în afară de mine și de soție mai am încă 3 colegi. Da? Deci sunteți 5 oameni. Da, dar facem două mașini pe săptămână full, plus încă una, să zicem, un new car, care mai e în general o ciupeală, să zic așa, pe care o suprapui peste restul programului pentru că mașina nouă trebuie făcută cât mai repede. Okay. Înțelegi? Deci ăstea noi întotdeauna vor avea, să zicem așa, prioritate. Da. Pentru că când îl sunați, îl păcăliți, e nouă, boss. Nouă, acum liniște. Am luat. Păi stai mă că e 2008. Păi, da mă, da, pentru mine e nouă, eu de-abia am luat. M-a sunat cineva să ceară o cotație de preț pentru un Ford Focus și de fapt era un Porsche. Dar era frică că dacă e Porsche e mai scump. Da, nu era mai scump, că tot mașină, e aceeași chestie.
Și tu cred că ai auzit din asta de multe ori, da? Da, da. Bun. Probabil că unii fac cei 4.000 de lei, la un calcul cât se poate de simplu, avem 1.000 de lei materiale, presupunem că ar fi 1.000 de lei materiale, plus chirie, etc., da? Cu toate că ajung mai sus costurile. Iar cele 100 de ore de muncă, dacă le împarți la cei 3.000 de lei rămași la 100 de ore de muncă, îți rezultă 30 de lei pe oră. Orice service... Doamne, tu ești spălător, ce vrei? Că da, mă, sunt spălător, dar vezi tu... Nu, Doamne ferește, n-are nicio legătură. Sunt plătit mult mai prost decât un service care schimbă roți. Ce spui sau tu. Care face, corect. Nu știu, schimbă bucșăraie, că dacă te duci la un service unde îți repară motoare, te costă probabil 2-300 de lei ora de manopură. O să zic că oamenii că lucrezi tu prea încet. Nu lucrezi prea încet. Așa o să zic dar oamenii, domnule, situații... lucrezi prea încet. Sunt situații în puțin. Care poți pierde, deci îi spun sincer, la o grilă din aia cromată la o mașină a stat un coleg 6 ore. Era o grilă de Bentley care avea pricep. Ochiuri și a trebuit știu, fiecare ochișor din are ăla. Are plasă, da, e împletită. Exact, gen. Luat la mână pentru că avea colțuri și n-ai cum să intre altcumva. Astăzi eu personal am stat vreo 4 ore să curăț spițele la o motocicletă. Aveți și boală la cap. Poți să faci asta. Adică omul vine și plătește un serviciu premium, corect, da? Și atunci nu poți să-i spui, stai că aici n-am făcut că n-am avut timp sau că trebuia să mai plătești ceva. Niciodată nu apar costuri în plus. Deci dacă am discutat un lucru, ăla rămâne. Dacă eu am omis ceva la evaluarea pe care am făcut-o când mi-a adus clientul mașina, este problema mea. Eu n-am știut să-mi apreciez timpul de lucru. Și că mereu mă mai lovesc de chestia asta, că spune clientul, domne, dacă mai apare ceva și mai trebuie ceva în plus, nu. Nu se pune problema. A, da, și iar referitor la cei 30 de lei ora de manoperă, sunt și costurile la stat. Că deja de la un nivel încolo, nu mai poți. Cum s-a putut? Înțelegi? Eu sunt de acord cu tine, ți-am zis, oamenii la lucru, pe oră de manoperă, cam asta spun de fiecare dată sau asta e scuza pe care și-o găsesc. Domnule, ești prea lent, dacă trebuie 6 ore să schimb cutia, cum să-mi cer 2.400.000? Eu înțeleg, dar trebuia să schimbi în 3. Păi nu se poate, domnule, în 3, că așa e normat. Înțelegi? Există, trebuie să fie un normativ în care să zică, băi, la polișare de mașină neagră exterior trebuie să fie 300 de ore. Atâta e. Zici, bine, nu, du-te unde-i treabă. Am lucrat la Porsche ăla verde. Gândește-te că un panou mi-a luat undeva la 10 ore aproape. Un panou de șlefuit și de polișat. Pentru că a trebuit să vin progresiv până în cant. Că exista varianta cum fac mai toți, domne, șlefuim tot, polișăm, vedem ce iese. Da? Dar nu, cu bandă de mascare progresiv până ajungi la cant. Ai scris sus sticărele alea cu Carrera puse jos, care erau originale și care, dacă Doamne ferește, le atingeam, era nasol. Erau izolat. Și puse bine. Erau originale, adică de la Porsche, dar puse foarte bine, pe care a trebuit să le izolăm și să polișăm printre litere. Iar așa zici, bă, e care foarte e cea mult. Mai mică mașină de polișat pe care o ai? Rupes Hybrid, este o jucărioară cu un taler de 2,4 cm, care, de fapt, nu întâmplător, e și cea mai scumpă. Deci drăcia aia mică costă vreo 3.400 de lei trusa și am două. Pentru că ne batem pe ele. Ajungi la un moment dat în care este indispensabilă. Chiar nu poți să să scoți ceea ce trebuie. Dacă nu ai pe fără mică. Jucăriile alea mici. Și am căutat o felul de variante de la alți producători, nu există. Deci ei sunt singurii care au scos așa ceva. Am înțeles. Mersi, Dicule. Discuția e lungă. Salut. Mersi că ai venit. Mulțumesc frumos. Avem și căței în studio. Ai venit și tu. Sper că a fost utilă și sper că oamenii au înțeles ce trebuia să înțeleagă.